Because some things are just worth fighting for. Salutări, oameni buni, Warbringer aici, mă întorc cu ultimul match. Analiză de Terran vs. Protoss, MKP vs. Naniwa. Bun, dual side harta. Bine. Foarte, foarte curios cu ce build va începe MKP, da? Deci acurați platou, command center first. Haideți să vedem pe dual side. Naniwa a făcut knockout acolo. În primul match, no comment, nu ăsta este scopul să zicem, mamă ce-a pierdut ăla, dar trebuie să vedem ce construiește MKP, da, ca să spunem, să o spunem pe șleau așa. Ce construiește, frate, cu ce pleacă la atac, ce face cu ăia, ce compoziție de armată va avea, când se extinde, etc., etc., etc. Bun. Supply Depot. Și cam atât. Alte vești, nu să vă mai spun eu până când se întâmplă chestii pe aici. Vă spun că Barracks-ul este la 12. Vă spun că o să apară un site de Diablo 3 care o să-l aibă în prim plan pe domnul Adila, care se va ocupa exclusiv de content-ul pentru Diablo 3, cast-uri, prezentare de eroi, tutoriale, you know, știți voi. Ceea ce facem noi aici la StarCraft 2, Koch, Warhammer, o să fac el pentru Diablo 3, deci stați pe aproape, o să vedeți exact când se va lansa acel site. Și, ok, pe dual site, no more command center first. Așa, se termină și Rex-ul ăsta și, da, se pare că Marine King Prime continuă la să-și facă SCV-uri, nu prea interesează pe el că... Ar fi trebuit să se oprească pe la 15, dar it's all good. Primul marin pe bara, pardon, pe hartă. Sunt și un pic obosit, dacă mă mai bâlbim, cer scuze. Încă un marin și se pleacă la scouting, da? Se pleacă la scouting după ce s-a terminat baraca, minutul 3:29. Hopa țopa, One Rex Expand, Command Center la 20, Supply, minutul 3:42. Alrighty then. Și zealotul ăsta a dat el două Psy Blades acolo, dar nimic mai mult. Ce-mi place foarte mult de la MKP e că nu-și face zid. Zidul sunt acești mărini pus pe hold position. Mi-ar fi plăcut să meargă și în zona asta așa un pic. You never know, right? Două barăși pe bara de producție, 25 supply. Amândouă gazele se iau tot în acea zonă de 25 supply. Minutul 4:44. Și se continuă producția de Marines care vor forma wall-ul. Mult mai safe acum, să zic așa, MKP vede acest expand, însă cu Protoss ăștia nu știu niciodată, frate. Poate dă Ken să-și face un forgame, deci tot timpul vrei să mai verifici ce se întâmplă în acea zonă. Trei barăci acum pentru, pentru MKP, avem un Tech Lab și acest command center terminat își primește upgrade-ul de Orbital. Curând se va termina upgrade-ul și lui, pardon, upgrade-ul Nexus-ul lui, lui Naniwa. 6 mărini care au tras după ceva, probabil acel Zealot sau o probă. Și în minutul 5:53 acest Orbital s-a ridicat și va începe să ofere facilități de minare pentru trupele terane, da? Deci cam atunci... sau mă rog, țineți voi minte minutele astea, foarte important. Steam-ul începe și el tot în jurul minutului 6. Uitați și la timerul ăsta. Supply 40 din 46. Marauderi acum și Marines. Tot acest timp niciodată nu se oprește cu producția SCV-urilor. Foarte importantă treaba asta. SCV-uri într-una. Bun,
Și haideți să vedem ce va reuși să facă cu eșantionul ăsta de trupe terane, domnul MKP. Minutul 6.54. Punem un pic pauză. Punem pauză. Haideți să vedem ce are Nani One minutul 6.54 sau 56 cât e acum, când ăsta pleacă peste el. Sau vedem ce o să facă. Haideți să vedem. Nani One. Nani One are aici o gruță de sentries și o să fie asta ceva nașpa. Dar Nexus-ul terminat, se minează. Altceva. 3 gate-uri. Unități. 5-0-4 sentries versus 15 marines, 1 marauder. Minutul 6.56. Sentries-urile astea vor avea un rol foarte, foarte important în bătălia care va urma. Nu există niciun upgrade pentru infanteria terană încă, dar stimul a fost primul upgrade pe care MKP l-a cercetat. Bun, deci minutul 6.56, unități pentru Protoss, 5-0-4 sentries, Nexus-ul up and running, da? Bun. MKP. Let's get the show on the road. Frumos. Frumos, dar reușește să și scape cu ceva trupe teranul. Și încă un bunker, da? Pentru, pentru domnul MKP. Cancel acolo. Să vedem ce va reuși să facă cu bunkerul ăsta la alt. Nu foarte multe. Haideți să vedem cum o să iasă din acest predicament. Niște forțiluri care nu pot să zic că au ajutat foarte mult Protossul, mai ales la faza asta de acum. Și buncările s-au terminat. Zeloții ăștia o să încerce să intre în bază și reușesc. Să mai produci niște SCV-uri pe acolo. Nimic out of the ordinary pentru MKP, nu s-a stresat, nu vezi că a băgat Q. Are aici la Marauder Q. Bă, that's it. N-a făcut 100.000 de unități că a venit Protossul peste el, da? Deci calm. Încercați să fiți calm. Keep calm under all circumstances. Nu începeți să, nu știu, a venit ăsta peste mine, ce fac? Supply 51 când, 51 din 62 când începe construcția acestui factory. Minutul 8.56. Și o să fie destul de dureros pentru Naniwa dacă se va hotărâ să se angajeze în această zonă, mai ales că stimul este terminat, mare atenție. Minutul 9 și 10, iarăși este pe hartă. Și să vedem până unde se va îndrepta cu aceste trupe. Naniwa reușește să scape un pic riscantă faza aia, pentru că nu cred că se uită aici. De-a avut și delay-ul ăla. De obicei când vezi că vine teranul imediat, ai și plecat de acolo. Nu mai stai pe gânduri și un stalker a căzut. Punem pauză. Minutul 9.48, teranul, 14 marini, 7 marauder. Versus 4 stalkeri, 1 sentry, 3 zeloți. Minutul 9.48. Dar bun, Protossul s-a extins, da? Să lămurim o treabă. Nu e un Protoss care a stat pe one base. Da. Dacă ar fi stat pe un one base la 9.48, poate ar fi avut, sau mai mult ca sigur, ar fi avut alt număr de trupe. Un moment nasol pentru Naniwa. Cred că asta va fi game. Sau dacă nu, în curând. A încercat ceva aici, însă n-a reușit mare lucru. Haideți să vedem ce o să facă MKP. Avem un Dark Shrine pentru Naniwa, să zic așa, soluția disperată. Dăm drumul la match și încă 3 gate-uri. Stutter step acolo pentru MKP. Dacă Nexus nu va cădea, vor cădea niște probe. Stalkerii ăștia săraci, mari pierde pentru Nani. Mari pierde. Începe acum și acest Starport, minutul 10.34, supply 70 din 78 pentru Teran. Și
Constant se produc eșeveri, așa cum puteți să vedeți și voi pe bara de producție, constant, constant, constant. Și apoi trupe, da? Deci nimic out of the ordinary, nu poți să zici că băi, ce... What the fuck? Și voi puteți să jucați în stilul ăsta, pur și simplu trebuie să vă luați niște notițe și să fiți calmi. Nu uitați, bine, sunt multe treburi, trebuie să jucați foarte mult, să aveți exercițiu și așa mai departe, dar nu este o chestie imposibilă, e nevoie de dedicație. Bun, încă două barăci pe bara de producție, minutul 11.35, supply 86 din 84, mă rog, a venit acest Dark Templar prin zona aia și mai încearcă Naniwa să oprească The Incoming Doom of Hell. Da, a căzut Dark Templarul. Punem iarăși un pic pauză pentru a număra clădirile de producție. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Două baze, 6 clădiri de producție. Corect? Am mai spus chestia asta parcă în primul cast. Ok, moving on. A văzut faza cu acei Dark Templars. Imediat începe construcția de turete. Unde sunt trupele? L-a apărat. Bun, dau drum mai departe. Factory-ul sunt un pic de scouting și un low marine care cred că deja și-a umplut paper și pentru că este singur. Și a încercat Naniwa ceva acolo, nicio șansă. Două forge acum pentru Protoss, însă ain't gonna fly. 104 supply versus 90. 3 Dark Templars pentru pentru domnul Naniwa. Și într-un final, Paperboy cade. Minutul 13 și 2 secunde. Base is under attack. Încearcă să câștige timp și așa mai departe. Însă, cred că MKP o să spună și o să aibă alte chestii. În cap. Da? Spune dacă ăsta este momentul care va închide meciul. 13.35 s-a terminat și acel upgrade de armură. MKP este la baza Protossului. Okidoki. Și asta este game. GG! Bun. Ce să mai zic eu la toate chestiile astea care le-am urmărit împreună? Vă las pe voi să ziceți. Ca să închei. This is an experiment. Dacă v-a plăcut, îmi scrieți. La fel. Dacă nu v-a plăcut și nu mai vreți, îmi scrieți. Voi lua în considerare, sau mă rog, dacă o să fie destule cereri de let's do this again, o să mai fac. Dacă nu, mă voi întoarce la replay analysis pentru voi și meciuri de pro. Dacă v-a plăcut, însă aveți sugestii ce ar putea să fie îmbunătățit și normal, pot să fac chestia asta să îmbunătățesc, deci dacă voi putea să îmbunătățesc cum vreți voi, o voi face, dacă nu, o să scriu acolo. Vă aștept cu comentarii și până data viitoare când ne vom reauzi la alte casuri de StarCraft 2. Dar când o să fie asta? Peste 5 luni? Când? Când o să fie? Peste 5 luni, adică. Nu, o să încerc să fac, cum să zic eu, odată la 2-3 zile, da? Poate nu faci. O să fac. Alright. Bun, deci până data viitoare când ne vom reauzi cu alte casuri de StarCraft 2, să aveți un weekend fain, să aveți succes pe ladder și, normal, multă sănătate și multe succese. Cam atât din partea mea. Până data viitoare, toate cele bune. Ciao, ciao.